pentru a face un context potrivit mesajului din această dimineață, aș vrea să citesc câteva versete din Luca, capitolul 21. Versete ce se găsesc înaintea pasajului despre cina cea de taină și câteva de după. Dacă nu-i prea greu, haideți să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Și să ascultăm cu atenție, încercând să mergem cu mintea în noaptea aceea unde s-a decis destinul nostru veșnic. Luca, capitolul 22. Praznicul azimilor, numit Paștele, se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să-L omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Dar Satan a intrat în Iuda, zis Iscarioteanul, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-L dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că li-l va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Și mergem la versetul 20. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li-l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit fiul omului se duce după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții: cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Spuneam de noaptea când s-a decis veșnicia noastră. Din toate zilele, din toate serile care au trecut pe acest pământ, noaptea asta e cea mai importantă. Și noaptea aceasta, foarte ciudat, straniu, este brăzdată, dacă vreți, de o trădare. De un trădător. Mă gândesc că dacă ai trecut de 12-13 ani, deja ai fost trădat, măcar o dată, în viața ta. Odată un prieten, căruia te-ai destăinuit, te-a povestit la alții, te-a trădat. Odată o fată care i-ai dat inima, te-a trădat. Sunt atâtea feluri de trădări în lumea asta și trădarea doare foarte tare. Pentru că, prin definiție, este făcută de cineva care este aproape de tine. David spunea în Psalmul 55, dacă era un dușman, dacă era un potrivnic, mă apăram, mă ascundeam, dar e prietenul meu. Cel care a ridicat mâna împotriva mea e prietenul meu și durerea asta e groaznică. Și apoi în Psalmul 41 spune: tu care erai la masa mea, cel cu care mi-am împărțit pâinea, tu m-ai trădat. Ai simțit în viața ta măcar o dată trădarea. Și lasă o rană care nu se vindecă ușor. Întrebați un soț sau o soție care au rămas singuri pentru că partenerul le-a plecat de acasă. Întrebați cât de repede se vindecă rana aceasta și vă vor spune că nu se vindecă foarte repede și foarte ușor. Trădarea doare pentru că este aproape de noi, de inima noastră. Noaptea aceasta despre care vorbim e o noapte care scoate în evidență și un personaj de care nu ne place, și anume
Iuda. Unul din personajele cele mai controversate din istoria omenirii. Multe cărți s-au scris despre el. Ce a fost el? Cine a fost el? Și care a fost intenția lui? Care a fost intenția trădării? Care a fost adevăratul motiv pentru care Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus? Și cred că suntem atât de interesați de Iuda, pentru că de multe ori ne identificăm cu el. Personajul acesta este fascinant pentru noi și de multe ori vedem în noi dorința să-i dăm circumstanțe atenuante, pentru că vedem în Iuda lucruri care le vedem și în noi. Încercăm să-l scuzăm pe Iuda bazat pe intențiile lui și uităm că nimeni nu este judecat în urma intențiilor, ci este judecat în urma acțiunilor. Vedeți, majoritatea dintre noi, toți cred că am vrea să fim judecați pentru o greșeală, pentru un păcat, pe baza intenției, nu pe baza acțiunii. Dar vă întreb pe dumneavoastră, lucrul acesta ar ține în fața unui judecător? Să încalci legea cumva și să mergi în fața judecătorului să-i spui: judge, domnule judecător, intenția mea a fost bună. Te rog să mă judeci pe baza intenției mele. Credeți că merge treaba asta? Ar merge? Nici de cum. Odată mă grăbeam de acasă cu mașina la Tineret, câțiva ani în urmă. Întârziasem. Și am călcat pedala un pic mai tare și m-a oprit un domn îmbrăcat frumos într-o uniformă albastră cu o cască albă pe cap, călărind o motocicletă și mi-a dat o invitație la nuntă. O, mă scuzați, o amendă, le confund în ultima vreme. Puteam să merg în fața judecătorului și să îi explic că intenția mea era bună. Dom'le, vreau să merg la biserică. Credeți că ținea argumentul ăsta? Nu. A trebuit să plătesc amenda. Indiferent de intenția mea, acțiunea vorbește mai tare. Aia, am călcat legea, clar. Și a trebuit să plătesc. Nu ești niciodată judecat pe baza intenției, dragul meu. Nici măcar în fața lui Dumnezeu. Ești judecat pe baza acțiunii. Un soț și soție au mers într-o plimbare cu mașina și au început să admire așa natura. Le plăcea foarte mult, se bucurau de compania unui a celuilalt. Și când au ajuns pe un drum așa mai de țară, au văzut undeva niște, pe marginea drumului, niște copaci, niște meri frumoși. Poamele erau coapte, roșii, galbene. Și au oprit mașina și au început să miroase, le plăcea mirosul ăla deosebit de livadă. Și cum se uitau la pomii aceia, la poamele acelea, văd un om care punea mere într-un coș. Și merg la el și îi spun: nu vă supărați, putem să culegem și noi mere de aici? Plătim, nicio problemă. Și omul ocupat acolo cu merele spune: culegeți fără probleme, nu vă faceți nicio problemă, culegeți, liniștit, nu trebuie să plătiți nimic. Se duc, iau niște pungi, ca tot românul au pungi în mașină, iau pungile și încep să umple pungile. După ce le-au umplut, bărbatul, încărcat așa cu pungile, merge la cetățeanul care umplea coșul și spune: domnule, ești sigur că nu trebuie să plătim? Și omul îi spune: stai liniștit, domnule, că și voi furați cum fur și eu. Acum vă întreb, dacă venea proprietarul livezii sau poliția și îi prindea și pe ăla și pe ei, culegând mere, conta că unul avea intenția să fure și celălalt nu? Nu? Toți furau. Toți furau. Ei bine, ce e foarte important în dimineața asta, să înțelegem, este că la masa Domnului, la masa cine? Era și Iuda. Și indiferent de intențiile lui, el a fost și este judecat bazat pe acțiunea lui. Eu voi fi judecat de Dumnezeul preanalt pe baza acțiunilor mele, nu pe baza intențiilor mele.
În această dimineață vreau să vă spun că ne identificăm cu Iuda de multe ori și argumentăm pentru el, pentru intențiile lui. Dar vinovați de greșeală, de păcatul nostru, suntem noi, nu altcineva. Nici măcar diavolul. Pentru că de multe ori dăm vina pe diavolul m-a pus. Bă, diavolul ăsta. Cineva spunea că de multe ori, după ce comitem o greșeală, un păcat, și dăm vina pe diavol, diavolul într-un colț a camerei cu mâinile în cap și spune, nici măcar prin cap nu mi-a trecut asta. Dar ne place să ne justificăm acțiunile cu intențiile noastre. Dar iată că mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Vânzătorul nu era în club, nu era în discotecă, nu era în lume. Vânzătorul, mâna lui, este cu mine la masa aceasta. Astăzi vreau să vorbesc la început celor care sunt la masa Domnului, dar au trădat. Au trădat soțul, au trădat soția, au trădat partenerul de afaceri, l-au iubit, l-au trădat pe Dumnezeu, iubind mai mult lumea și jucăriile. Cineva zicea că tot la 11 este un Iuda. Nu cred asta. Însă cred că aici sunt oameni care au călcat pe bec, dar au avut intenții bune. Astăzi vreau să spun că înainte să te atingi de trupul și sângele Domnului, trebuie să te pocăiești de acțiunile tale. Dacă trebuie să mărturisești ceva, acum este momentul să-l faci. Dacă trebuie să ceri iertare de la cineva, acum este momentul să-ți ceri iertare. Dar nu te apropia de masa Domnului ca Iuda cu intenții bune, dar viclean la inimă, cu un sărut și 30 de argenți în buzunar. Domnul te iubește așa cum l-a iubit și pe Iuda. V-ați gândit vreodată la faptul că Domnul a dat cina și lui Iuda? Noi dacă am putea, am exclude o jumătate din ei, că pe toți știm ce face ăla, cum face aia, ce a vorbit aia. Dar Domnul i-a dat cina lui Iuda. Domnul a iubit sufletul lui Iuda. Fiecare dintre noi în această dimineață trebuie să ia lucrurile acestea pe socoteala lui. Pocăiește-te, omule, de intențiile tale. Pocăiește-te de gândul rău. Pocăiește-te de acțiunile tale. Soția ta trebuie să știe că o înșeli virtual. Omul pentru care lucrezi trebuie să știe că îl furi de ani de zile. Fratele pe care îl binecuvintezi pe hol, dar îl vorbești de rău pe la spate, trebuie să știe lucrul acesta. Trebuie să-ți ceri iertare. Pentru că trădătorul este între noi, mâna vânzătorului. Nu este în altă parte, ci este aici, la masa aceasta. Și este cel care este duplicitar. Adică una spune cu gura și alta face cu fapta și cu gândul. Duplicitar și vinovat este cel care este și cu berea în gură, dar și cu cântarea de laudă. Duplicitar și vinovat este cel care își iubește nevasta doar cu vorba, dar o tratează ca pe o roabă. Duplicitar și vinovat este cel care are intenția să dea în numele Domnului, dar așteaptă vremuri mai bune, salari mai mare, zile mai însorite. Trădătorul este acela care n-are probleme să stea ore întregi în fața televizorului, dar nu găsește timp să citească Biblia și să se roage. Aud că sunt frați supărați pe alți frați din biserică de ani de zile și ei se împărtășesc. Aud că sunt neamuri care nu se văd bine la ochi, dar ei se împărtășesc, bine mersi. Știu, aveți intenții bune toți. Toți avem intenții bune. Dar acțiunile arată că mulți de aici ar trebui să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Credeți că va ține acest argument al intențiilor în fața scaunului de domnie? Nu. Vei da socoteală pentru acțiunile tale. Voi da socoteală pentru ce am vorbit, pentru cum am acționat, pentru cât de mult am iertat. Mulțumim în această dimineață Domnului, care iartă. Mulțumim lui Dumnezeu care este aici prezent și vrea să ne ierte. Trădătorul care este între noi trebuie să se pocăiască.
E timpul acum potrivit pentru pocăință. De ce? Fiindcă cina este tainică, dar și exclusivistă. Auziți ce spune versetul 10? El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare, de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți paștele. Vedem la începutul capitolului 22 că Iuda deja plănuise cu marii poporului, cu preoții, cu cărturarii de la templu, să-l vândă pe Iisus, să le dea în mână. Avea un plan ticluit. Era o conspirație împotriva Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus știa despre ea. Și pentru că nu-i venise încă ceasul, clipa, momentul să fie prins, și pentru că voia să mănânce cina aceasta cu cei 12, în secret îi spune lui Petru și lui Ioan să intre înainte în Ierusalim și să se întâlnească cu un om care ducea un vas de apă. Taina aici este că în vremea aceea bărbații nu cărau niciodată apa în vase de ceramică, în ulcioare. Ăla era geabul femeilor. Bărbații niciodată, chiar și slujitorii, nu duceau apa în vase de ceramică. Întotdeauna aveau water skin, adică piele de animal, în ale căreau ei apă. Era o chestie ciudată, deosebită, ieșită din comun să vezi un bărbat care duce un ulcior cu apă. Dar ăsta a fost semnul. Ăsta a fost semnul. Și Petru și Ioan merg după el, intră în casă și stau de vorbă cu stăpânul casei, spunându-i: unde este odaia, camera de oaspeți, unde să mănânc paștele cu ucenicii mei? Asta sună ca un fel de parolă. Pentru cei mai în vârstă care au transportat Biblii în timpul comuniștilor, știți foarte bine, pe atunci nu era e-mail, telefoanele erau ascultate și știu din surse sigure de la cei care au făcut lucrul acesta că aveau parole. Răspundeau, spuneau un verset dintr-un psalm, trebuia să răspund cu alt verset ca să vadă că nu cumva să fii turnător, să nu fie prinși. Aveau parole. E bine, aici arată ca o parolă. Acolo, în taină, Iisus avea să mănânce cu cei 12. Observați, vă rog, taina, dar și exclusivitatea cinei. Nu tot Ierusalimul a fost invitat, nu toate mulțimile a fost invitat la masa aceea, ci doar cei 12. Cei 12 care l-au urmat 3 ani și jumătate, cei 12 cu care a împărțit fiecare bucată de pâine, cei 12 în care el s-a investit, cei 12 care erau de fapt familia lui. Cine este familia lui Iisus? Cine este mama și tata lui Iisus? Cei care împlinesc poruncile tatălui, binecuvântat să fie numele Domnului. În America sunt mulți oameni și în toată lumea care vor să-și facă poze cu celebritățile. Și aici, în timpul campaniei electorale, mai ales președinții, ca să strângă mai mulți bani, organizează niște mese festive unde oamenii vin ca să-și facă poză cu președintele. Tricul este că îți trebuie bani pentru asta. Ca să ajungi la una din mesele acelea, trebuie să plătești bani. Pentru câteva mii de dolari, faci o poză cu președintele și stai undeva la o masă pe care o vezi cu binoclu. Okay? Ca să stai, cu cât stai mai aproape de el, cu atât scos mai mulți bani. Ăia care stau la masă cu el, zeci de mii, sute de mii și chiar milioane de dolari dau la campania lui electorală. Ei bine, prea iubiților, ca să stai la masa președintelui, trebuie să ai ceva. E o onoare deosebită. Dar vreau să vă spun că în această dimineață Iisus Hristos a pregătit o masă pentru tine. Oamenii dau milioane de dolari să stea la masa președintelui Americii, care azi îi, mâine nu-i. E țărână ca noi.
Dar astăzi avem onoarea să stăm la masa regelui. Regele regilor, împăratul împăraților, binecuvântat să fie numele său. La masa lui nu vine oricine. I don't care câte milioane ai. Nu vii la masa lui Iisus. La masa lui Iisus vine cel care a primit invitație specială din partea mirelui, binecuvântat să fie numele său. A organizat o masă de taină atunci și de atunci biserica o organizează, aducându-și aminte de ceea ce a făcut Domnul. Masa aceasta este, de fapt, parola împărăției. Așa cum ucenicii trebuiau să știe cuvintele acelea pentru a descoperi locul mesei, în mod asemănător, noi care ne împărtășim cu sângele și trupul Domnului, avem acces în împărăția lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Nu oricine face lucrul acesta. Lucrarea aceasta este o taină pentru cei care sunt în lume și se uită ciudat la ce facem noi aici. Masa aceasta este o masă exclusivistă. Auziți ce spune Domnul? Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ce facem noi astăzi aici este un preambul a ceea ce se va întâmpla în cer. Este o repetiție la masa mirelui. Nuntașii vin aici, par fratele, eu poate să vă spună, cu o sâmbătă înainte și fac repetiții. Tu mergi așa, pui un pas așa, vii aici. De ce? Să iasă totul bine la nuntă. O să fie filmat, o să ne aducem aminte pentru tot restul vieții. Punem fain, frumos. Ei bine, asta facem noi acum aici. Repetiție pentru masa împăratului. Binecuvântat să fie numele său. Să nu cumva să crezi că vei ajunge acolo dacă nu iei parte cu toată inima, iertând pe toți, iubind cu totul. Să nu crezi că vei ajunge sau voi ajunge la masa împăratului fără o haină specială, haina neprihănirii. Și aceasta o poți primi numai dacă te-ai pocăit de răutate, de beție, de curvie, de bârfă, de urțenie. Cina de azi este parola împărăției, o taină pentru străini, o har și o mare binecuvântare pentru noi. Trădătorul, înainte să se împărtășească, trebuie să se pocăiască, fiindcă cina este o taină și este exclusivistă. Domnul Iisus a pregătit-o pentru noi, binecuvântat să fie numele Său. Apoi, în final, cina pe care o sărbătorim astăzi este de fapt sărbătoarea legământului care iartă totul. Tot astfel, după ce a mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Masa aceasta, în mod tradițional la evrei, era pentru familie. Se aduna mama, tata, copiii și sărbătoreau trecerea îngerului prin Egipt. În noaptea când au fost uciși întâi născuți din casele egiptenilor. Cei 12 erau familia lui, cum am spus. Și lor atunci Domnul le spune, într-un mod ciudat, straniu, șocant: mâna vânzătorului este cu mine la masa aceasta. Și fiecare a înțeles în clipa aceea că este un posibil Iuda, un posibil trădător. Fiindcă toți au început să spună: nu cumva sunt eu. Nu cumva sunt eu. Vă aduceți aminte ce spunea Ioanid? Nu e Iuda singur vinovat de sângele ce se dădu. Nici mari preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat. Și eu, și tu. La masa Domnului este și mâna vânzătorului. Oricine a făcut ceva împotriva intereselor împărăției, oricine a adus blamă și rușine împăratului, poate fi considerat un trădător. Dar ce minunăție, prea iubiților, că Biserica lui Hristos este formată din trădători iertați, din păcătoși răscumpărați. La masa aceea a fost și Petru. La masa aceea au fost ceilalți ucenici care au fugit, s-au împrăștiat de frică.
La masa aceea a fost și Iuda. În cartea sa The Seed and the Sower, Sămânța și Semănătorul, Van der Post, descrie scena întâlnirii Domnului cu cei 11 după ce a înviat. Și spune el că merge, se uită la ei și spune: cineva lipsește. Doamne, nu lipsește nimeni. Suntem numai noi. Nu, cineva lipsește. Păi bine, Doamne, Tu nu știi că Iuda s-a sinucis pentru că Te-a vândut? Și Domnul spune atunci trist: viața putea continua și pentru Iuda. Jertfa Mea ar fi fost suficientă și pentru vânzarea lui. Dacă ești aici în această dimineață și te simți în plus, dacă ți-e rușine de ce faci și cum trăiești, vreau să spun că jertfa Domnului Iisus este și pentru tine. Domnul Iisus iartă, spală și astăzi. Ucenicii ziceau: oare nu sunt eu? Oare nu eu? Cum sună asta? Asta sună ca o cercetare personală. Cercetează-te în această dimineață. Legământul cel nou pe care îl sărbătorim aici este legământul care iartă totul. Orice greșeală, orice păcat, cât de mare și hidos a fost răscumpărat la Golgota de Domnul Iisus Hristos. Și astăzi, prin credință, poți activa acest legământ. Cu mai mulți ani în urmă, am citit despre un cardinal din Filipine, cardinalul Sin, ce nume ciudat, nu? Un om în vârstă cu multă experiență, în congregația lui, în biserica lui, era o femeie tânără care afirma că avea vedenii și viziuni din partea lui Iisus. Și spunea că eu îl văd pe Iisus. Și Iisus vine și îmi vorbește. Și cardinalul s-a sfătuit cu cei de la Vatican, cu mai marii lui, ce să facă. Cum să poate așa lucrul acesta? Și după mai multă meditație, un om bătrân, în vârstă, cu experiență, o cheamă pe femeia aceea la el în birou și spune: ascultă, tu spui că Iisus îți iese înainte și îți vorbește, ai viziuni, da. Bun, când vine data viitoare, te rog să-L întrebi: ce păcat specific am făcut eu când eram un preot tânăr? Întreabă-L asta pentru mine. Și femeia a spus: bine, am să-L întreb. Și a plecat de acolo. Cardinalul bătrân și-a spus în mintea lui: de păcatul ăla nu știu decât eu, Dumnezeu și confesorul meu, ăla care m-a mărturisit. Atât. Dacă ea se întâlnește cu adevărat cu Iisus, Iisus trebuie să-i spună exact păcatul pe care l-am făcut eu. După câteva luni, se întâlnește cu femeia tânără și spune: ei, ți s-a arătat Iisus? Da? L-am văzut? Și l-a întrebat de păcatul meu? L-am întrebat. Și ce ți-a spus? Care a fost? Mi-a spus că l-a uitat. Mi-a spus că l-a uitat. Nu-l mai ține minte. Dragul meu, toți de aici am fost sau vom fi trădători mai mici sau mai mari. Dacă trădezi un frate, îl trădezi pe Iisus. Dumnezeul nostru nu numai că a murit pentru păcatele noastre, dar a și promis că le va uita, le va arunca în marea uitării. Să nu lași pe diavol să te păcălească, că nu mai este nicio șansă pentru tine. Să nu te apropii azi cumva de masa sfântă, fără să te căiești și să te pocăiești. Trădătorul dintre noi are astăzi loc la masa Domnului. Domnul vrea să-l ierte, Domnul vrea să-l primească înapoi. Cina cea de taină nu este pentru cei de afară, ci pentru cei care au primit invitație specială, exclusivă, este pentru cei care ascultă poruncile Tatălui. Astăzi suntem aici în fața acestei mese sfinte, frumoase, ca să ne sărbătorim noul legământ. Legământul care iartă totul. Iartă avortul, iartă curvia, furtul, crima, bârfa, minciuna, iartă totul. Nu numai că iartă, dar și le uită. Le șterge cu buretele. Consecințele e drept, vor rămâne. Însă cerul este larg deschis pentru cei care se pocăiesc. Astăzi nu te încăpățâna ca Iuda. Pocăiește-te ca Petru. Astăzi vino la masa specială pe care Domnul a pregătit-o cu un cuget curat, spălat prin lacrimile pocăinței. Iisus Hristos ne-a făcut tuturor de aici o invitație specială, cum a făcut-o celor 12 la masa Lui. Acum repetăm pentru nunta cea mare a mirelui. Ai primit invitația.
e șansa ta să te apropii cu teamă și emoție de taina aceasta cinei. Ai șansa acum și aici să intri în legământul cel nou, iertat, binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea la toți această putere. Amin. Și zura pot fi curat acum.
inima.